Știi, noi de altfel spunem că ce facem în viața asta, plătim aici pe loc, nu plătim în altă viață, dar karmic vine de la părinții noștri. Noi când gândim urât despre copiii noștri, când îi blestemăm, că sunt foarte mulți care și-au blestemat copiii, când îi bârfim, noi le încărcăm karma copiilor noștri cu diferite chestii. Ei, cu acele chestii venim noi. Venim, ne întâlnim cu oameni din alte dimensiuni pentru a ne îndrepta karma. Ei vin special a ne învăța o lecție, a iertării, a trădării, a tot ce vrei. Astea sunt lecții pe care noi le trăim în viața, a insuccesului. Că de aia spun, Doamne, am tot ce-mi trebuie, dar nu sunt iubit. Trebuie să înveți lecția iubirii. Și ce trebuie să facem? Păi, de foarte multe ori trebuie să ne luăm după ceea ce simțim. Pentru că e foarte important. Nu o să vină nimeni să-ți deseneze sau stă cineva să-ți ghicească ție karma. S-o crezi tu. Chestiile astea că pot să văd ceva, dar pentru că a diagnostica o karmă înseamnă a te băga în karma celuilalt și a-i prelua din lucrurile lui. Și atunci prefer să nu faci acest lucru, pentru că nu ai niciun interes să-l faci. Dacă poți să-i dai, dacă îi dai un sfat, dacă vrea să-l înțeleagă bine, dacă nu, sănătate! Oamenii vor să fie fericiți, dar de cele mai multe ori nu știu ce înseamnă cu adevărat fericirea. Ce este de fapt fericirea? Există fericirea? Fericirea, adevărată? Nu putem să spunem că e o geantă și mi-am cumpărat-o și gata, am fericirea la mine, da. Înțelegi? Fericirea e așa, un sentiment. Nu poți să spui că fericirea, ea nu există în sine, ci există termenul de împlinire care aduce fericirea, de realizări care aduce fericirea. Asta este, de fapt, că nu e ceva palpabil să... Cum să o atragem? Dacă mă întreb pe mine, fericirea atrage fericirea. Când eu spun oamenilor, trebuie să te iubești, să începi să te iubești. Păi, cum, doamna Lidia, că eu mă iubesc? Nu, oamenii care se iubesc pe ei, nu se judecă ei singuri, nu își pun tot felul de etichete. Asta fac oamenii deosebi. Încep să se judece și spune nu mai caut fericirea, nu mai vreau să am nicio relație pentru că oricum n-am noroc. Și ce fac atunci când rostesc aceste cuvinte? Ce se întâmplă de fapt? Se programează. Se programează la nefericire și neiubire. Deci singuri atragem. Sigur prin că da. Gânduri și prin cuvinte. Noi suntem rodul gândirii noastre. Noi tot ce gândim, suntem.